Bună seara! Cred că astăzi vom fi foarte plictisitori, dar nu avem ce face, ne învârtim în jurul acelui băț. Bățul Nicușor Dan, care nu e pe inima goală, așa cum am spus noi mai de mult. Dar ce să facem dacă nu vă plac subiectele astea? Închideți și uitați-vă la altceva. Dar Eu așa consider că ultimul șos pe care nimeni n-a discutat Domne, de ce acest referendum din 24 octombrie este propus, susținut de toate partidele toată lumea, Forța Dreptei, PNL-ul, Marcel Celacu toată lumea a zis suntem de acord cu referendumul din 24 octombrie Bă băieți, dar de ce nu e întâi, uh, ianuarie sau în 2 de Sfântul Vasile mergem, ieșim de la Sfântul Vasile, ieșim de la Denie, mergem și votăm. Bă, dar de ce în 24, când e primul tur al alegerilor prezidențiale? Ce, ne face iar ambasada o temă? Bă, dar liderii ăștia politici, chiar atât de fraieri sunteți, vă face piticania asta din primăria capitalei agenda? De ce 24? De ce nu în 26? Dar de ce nu în, în 1 decembrie? De ce? Nu știu, poate genul are mai multe informații. Eu am stat și am înroșit telefoanele astăzi consilier general cu politicieni și zic, domnule, nu vă dați seama că totul se dă peste cap, că au venit ăsta cu ideea și că și 20 de probleme tehnice. Bă, băiatul, ce probleme tehnice, mă doare capul. Problemele tehnice sunt rezolvate de specialiști, nu de oameni politici. De fapt, lui cei îl doare inima. Că nu poate să semneze uh, autorizațiile de construcție. Adică nu poate bloca tot Bucureștiul. Există unele autorizații de construcție care se pot da de către primăriile capitale. Uh, ce? Îi mai face și cu ochiul. El n-are decât 6 miliarde de lei bugetul capitalei și uh, celelalte șase primării au nouă miliarde. Prima întrebare să fie, uh, ce ziceți? Înjumătățim taxele locale, jumătate la primărie, jumătate la... Uh, ai, ah, eu scriu acolo, ca în Două steaguri la primărie, două la prefectură. Dar nu o să votez așa o tâmpenie. Dar avem timp să discutăm. Nu înțeleg de ce liberalii susțin noi detalii din conflictul Nicușor Dan, Daniel. Băluță, de ce s-au băgatțebile în uh, uh, Tașcăm. Kelemen Hunor e singurul candidat la președinție care spune lucrurilor pe nume. Charta lui Ciucă cu Marcel Celacu pe 1,1 miliarde. Despre asta nu se vorbește, ci că pierdem a treia tranșă, a treia poșetă de bani din PNRR, pentru că n-am făcut, zice domnul Ciucă, avem niște jaloane restante. Nu știu, poate mă lămurește gelul ce jaloane le-a de bă, dar de ce nu ziceți clar? Mă lipsește ceva la în actul de guvernare. Am pus-o de mămăligă, am făcut ceva. sondajul Veryfield. Asta e la care l-a dat pe piedone, pe locul 1 înainte lui Nicu Șordan. Asta e sondajul USR. Ce că joacă Ciolacu finala cu Simion. De ce sunt interesați useriștii să dea taman așa scor? Nu știu, gelul să ne lămurească. Presa occidentală vorbește despre uh, infuzia de 100 de miliarde de euro pentru Împotriva, pardon, nu pentru, împotriva referendumului de aderare a Republicii Moldovei la UE. Nu știu, probe sunt, nu sunt probe, se aruncă așa fake newsurile când dau ai noștri fake news-uri, nu sunt fake news-uri. Și ultima din extragere, jurnalistul Marius Buga, fost Reporter Pro TV, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni pentru relații sexuale cu un minor instituționalizat el va fi înscris în registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale. Eu nu știu despre acest dosar, poate știe Gelu ce e acest registru, de ce frații Tate nu sunt în acest registru, de ce scapă ca ucigașul lui Teo Petre. Poate dumneavoastră știți mai bine ce aceste registre. Bună seara, Gelu, încep cu ce vrei tu? Cu avem un subiect. Apare, a apărut un subiect care toată lumea s-a aliniat în spatele subiectului și îl crește. Subiectul se numește Nicușor Ban. Păi, e... noi am obosit aici de 5 zile tot Bă, despre suntem el. Suntem doar la început. Pare că cu susținerea ambasadelor. Ambasadele susțin pe Nicușor Ban. Și restul la capula, capula, cutie. Conducătorii, domnul Ciucă, astăzi s-a văzut cu domnul șordan. Domnul Dan s-a dus la doamna Lasconi, la sediu, de unde a ținut și o vorbă. Doamna Lasconi, pe coadă, s-a trezit că vrea și ea un referendum fără penal în funcții publice, tot pe data de 24. Domnul Ciolacu, Domnul Ciolacu e de acord cu referendumul odată cu alegerile prezidențiale. Dar mai pune o întrebare. Și ai avut o întrebare genială înainte de emisiune. Păi, pune-o. Păi, întrebarea este, sunteți de acord să desființăm primăria capitalei și Consiliul General al Capitalei? Da, Că nu are nu rost. Potezi, da. Nu <laughs> au rost. Aceste două instituții nu-și au rostul. Sau poate să fie ca la Londra, cu rol de reprezentare. Am cunoscut doi primari ai Londrei. Și când ne-am întrebat, dar de ce stăm aici de patru ore la masă? De ce întrebe mie Nicușor, șordan? De ce? De... nu, dar la ăia 434.000 care le au votat. De ce între mie primar general al capitalei, când am șase primari de sectoare și un consiliu format din ei care iau guia deci... deciziile consiliu prin votul majorității primarilor și am închis subiectul? Deci, graba pentru vot este luni. Momentan sunt patru partide în uh, Consiliul General. De. Uh, peste două săptămâni, când vine nou Consiliu General, vor fi șapte partide. Stai un pic. Stai un pic. Avem de discutat aici, nu tehnic, cum își trece BMW-ul referendumul, ci de ce toți liderii politici s-au făcut preși în fața lui. Pentru asta că avem de discutat. Doamna Covalec a transmis mesajul. Păi și... A ridicat steagul de supra ambasade. Dar ce de ce nu candid... Doamna Covalec asta cine? Candidează. <laughs> nu candidează. Nu, ea este trimisă a hegemonului. A ambasadoare. Ambasadoare Americii. Ei păi să candideze dânsa. Să ne declarăm uh, al câtelea stat, al, al 57-lea 57 stat al Statelor Unite ale Americii. Păi n-ar fi fancy așa ar fi fancy. Ar fi fancy, da. Participăm și noi la alegerile între Donald Trump și Joe Biden, acum, votăm. Și doamna este guvernatorul României. Uh, eu sunt siderat, deci am și pus mâna. Aștia politicienii ăștia chiar nu, înțeleg că toate strategiile lor se aruncă la coș? Prin apelul. nu, e, nu, numai, nu numai că nu înțeleg lucrul ăsta, <laughs> Dar din momentul acesta ei muncesc la statuia lui nicuș Ordan. Deci domnul Ciucă că statuia, să trăiască nicuș Ordan. Domnul Ciolacu ia și el statuia din mâna lui domnul Ciucă să trăiască domnul Nicuși Ordan. Ăla la Ordan. Să trăiască domnul Nicuși Ordan. Eu nu contez. Și Ludovic Ludovic să sară generalul cine e cel mai mare să sară în picioare. Ia închisoare, vine la scăunii. Ridică și statuia și ăsta se ridică și face prii... pe ea așa. Da? Bă, nu pot să cred, mă. bă, Marius, bă, nu pot să cred cum candidații la funcția de președinte al României sunt de acord ca în ziua în care dezbaterea să fie despre președinție în București și în țară, pentru că toate posturile naționale o să fie invadate de acest băiat, da? Nu pot să pe cred pe banii partidelor. El va intra pe banii partidelor. Nu, numai pe banii partidelor. Dar rugați frumos de partide să-i facă statuie. Bă, suntem nebuni. Deci pe cine votăm? Altă explicație că ambasada a ridicat steagul alb, altă, altă nu avem. Poate dumneavoastră nu, nu, eu, sunteți mai bine Mario informați știi. decât noi. Ne spuneți că Nicușor Dan e responsabil și e pe inima goală și că lui o venit ideea asta creață și că nu are niciun laborator în spate. Nu, 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 că dacă îi venea lui, poate uh, uh, candidații la președinție ăștia care... Uite, Joan, nu l-am auzit pe Joana ăștia care contează, ar, ar fi avut și ei o părere. O părere. De ce, Doamne, iartă-mă să fie referendum pentru Nicușor Dan cu 20 de întrebări? Cu... Nu, nu, una, nu. Două. două întrebări sunt cum vreți taxele să fie împărțite între primăria Capitalei sau nu și sectoarea adică din alea Bun, 9 miliarde de nu de... pe 2 ianuarie pe, pe, 2. pe 44 păi, ianuarie dar Pe, pe... De Vasile ar fi fain, așa Nu, da. întrebarea este, dragii noștri dragii noștri telespectatori mulțumim frumos că vă uitați la ce debităm noi pe aici dar acum avem nevoie de voi păcă că nu suntem în direct mă, care e motivul pentru care liderii politici candidați la funcția de președinte al României S-au aliniat în spatele unui cușor dan astăzi. Nu îl înțeleg. Nu înțeleg dita mai prim-ministru al României, dita mai general o ciucă ta mai ce vreți dumneavoastră să se alinieze în spatele lui Terchia Berchia ăsta, care într-adevăr politic și-a făcut treaba la altă ne-a arătat care sânge în instalație, a intrat cu buldozerul, a câștigat, a, că în politică știți cine e mai puternic, la câștigă, a câștigat a, simpatie ai lui și așa mai departe. Bă, dar să vă aliniați toți ca soldați în spatele lui Nicușor, dar nu mutul ăsta, care fute pământul, știi? Bă, nu -mi vine să cred, adică, bă, cine sunteți voi? Bă, candidează cu Jordan! Schimbați legea, ieșiți toți afară și puneți-l pe Nicușor Jordan președinte. Vă rog eu frumos, nu sunteți în stare să candidați la funcția de președinte al României, dați-vă la o parte, opriți legea, opriți alegerile, inventați ceva și faceți alegerile pe, și puneți-l pe Nicușor din partea dreptei stângii, unite, că văd că și Ciolacu e de acord cu el. Toată lumea, băi, s-a dictat. Nicușor, Dan, președinte, gata. Și ne ducem la culcare toți. Bă, suntem nebun la ca mie nu -mi vine să cred ce faceți. Unde vă sunt consultanții? Unde vă e creierul? Buliți aceste alegeri naționale pentru funcția de președinte al României? De ce? De ce vă bate în joc de ele? Pentru că voi vă bateți joc de alegeri acolo. Vă bate în joc în primul rând de voi, dar treaba voastră. Dar vă bate în joc și de noi de alegerile pentru funcția de președinte al României. Bă, fraților, pentru că Nicușor Dan vrea nu să treacă toate autorizațiile pe laba lui. Bă, cum bă candidez la funcție de președinte al României? Sunt șeful CSAT-ului. Președinte de șeful CSAT-ului. Sunt comandantul suprem al armatei. Sunt omul care numește judecătorii, procurorii, serviciul român de informații și mă aliniez la asta care vrea bugetul, nu știu cum, pe stânga, așa el. Că vrea el. Putem să discutăm de problema asta, dar eu spun care este diferența enormă Dintre miza alegerilor prezidențiale, dintre scopul alegerilor prezidențiale într-o țară, dintre dezbaterea pe alegeri... Bun, dar de ce în 24? De ce nu se sezizat nimeni, domne, Dar e ziua de a primă... -a... Deci singura mea explicație e că au primit ordin, că toți ăștia sunt la ordin. N-am altă explicație. Nu am altă explicație decât că ați răspuns la telefon și ați am înțeles, să trăiți, ordonați, am înțeles, ce acolo, eu, 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 am înțeles, Bă, n-am altă explicație. Ori v-ați îmbătat toți aseară și azi dimineața erați morți de beți, v-am pus mâna pe telefoane să întreb dacă cumva sunteți citov, dacă v-ați dus seară undeva. Vă jur că am sunat la, pe la voi, pe acolo. Și am zis, bă, știți ceva? Au stat ăștia, s-au îmbăcat la un chef, le-ați dat cannabis, le-ați dat ceva, că toți astăzi s-au dirit. cu -ci că eu sunt de acord cu... Dar de ce ești de acord cu spune -mi și mie, eu sunt de acord cu referendumul când candidez eu, pentru că mă piș pe ele de alegeri prezidențiale și eu vreau să rezolvăm problema cu Jordan. Uite așa. Mă, când a fost Băsescu și a băgat referendumul ăla peste alegeri, a sărit toți ca ar și am văzut toți că n-a fost bine, că am votat toți o tâmpenie. Și anume Parlamentul Unicameral și parlament de 300 de parlamentari. Aia cu 300, ne discuta nimic. Bă, dacă o lună înainte de alegeri, bă, copiii mei, bă, președinților viitor, bă, voi sunteți de președinte? Bă, pretrăgeți-vă și puneți-l pe Nicușor Vă rog eu frumos. Eu nu-l votez. Da? Dar puneți-l voi. Pentru că v-ați aliniat la spatele lui. Bă, sunt siderat de azi dimineață de când vă aud. Stau ca bou și mă gândesc ce ați mâncat, ce ați băut, ce ați... Dar nimeni nu a zis, dar hai să o împingem în 25, în 29, în... Nu împări. există decât altă explicație decât că au primit telefoane toți. Și că, bă, da, să te faci preș candidat, prim-ministru al României, la picioarele lui Nicușor Dan, să spui, domnule, o să analizăm, o să discutăm, o de să vedem... Trecem și că noi au... prin birou politic. Domnule, eu sunt de acord cu referendumul, să trăiască domnul Nicușor Dan, tocmai am ridicat o statuie, să se pișe din capul, din capul, meu. Și-a lăsat acolo o portiță, că, că mai pune și el o întrebare. Adică de, în loc să discutăm cum de, de, de ce mai dăm bani Ucrainei, suntem singurul popor din Europa de Est care nu se întreabă de ce plătim Ucraina, de ce ne armăm, de ce grânele lor au invadat aici mai nou, e un leu 40 porumbu, ți-l aduce în poartă, de ce nu luăm și analizăm, am zis, voi comanda și eu și mă duc în laborator să văd câte DTT este în astea, asta nu se discută. De ce în toată Europa se discută despre relația dintre Uniunea Europeană și America de Sud și cele 40 de miliarde de euro finanțări pentru agricultorii europeni? De ce mai dăm, mai dăm și următorul Patriot? Asta, a, bun, asta era întrebarea bună. Bă, poate să o fi gândit domnul Ciolacu să pună întrebarea a, a treia mai dăm un patriot ucraine uh, Ucrainei? Asta ar fi bună întrebarea acum, pe bună. Nu, Marius, nu Crede-mă că eu, care discut cu tine aici despre alegerile prezidențiale, despre nu știu ce, toată tema alegerilor prezidențiale din 2024 căzut, da. va fi preluată de Nipușor păi da, la clar. nivel național, pentru că televiziunile, dacă au primit și ele telefonul de la aceeași ambasadă, da, nu o să se discute doar decât de Nicușor Dan. Iar Nicușor Dan este așteptat să grăiască pe cine susține. Iar el va spune la un Eu o susțin, alea este doamna Lasconi. De ce spun asta? Pentru că el s-a dus astăzi cu sigla USR-ului în spate. La Ciucă nu s-a dus la PNL, s-a dus la Senat. Se, de se așa, iară Iar cad liberalii de proști. E, păi liberalii vreme, au fost primi care i-au mâna. În ultima vreme au o pasiune. iar mă da au o pasiune să se autodistrug. Bănuiesc că uh, e ceva în interiorul partidului, a pus cineva niște bețișoare parfumate și se autodistrug. Nu, mm, văd alte explicații. te să mă crezi. Pentru că altfel, dragilor, I-a zis, da, domnul Nicușor, aveți perfectă dreptate, este primarul capitalei. După ce se termină alegerile prezidențiale, parlamentare, puteți spunea să vă ce vrea muștru. Dar totuși consilierea, eu știu că în media și în consultanță există un cod etic. De ce nu aruncă prosopul și ăia care câștigă colegi de anunțe care au peste 100 de euro pe lună, consultanță, de ce nu zic, domne, hai, la revedere, că noi suntem degeaba. Păi, e posibil ca și chiar ei să le -i fi spus. Pentru că dacă și le-a dat cineva mai mult sau și lor un telefon, domnul Ciu, că e bine, domnule. E bine, domnule, să faceți preț în fața lui Nicuși șordan. Dar duceți-vă la el, dar rugați-l frumos să vă dea voturile. Iar nu Dan o să le dea altceva la toți. Și o să facă ce Și vrea. poate în turul 2 el va pune uh, mâna pe căpșorul câștigătorului. Soluția, nu te gândești, să nu te gândești că Nicuși Dan nu va spune am primit eu un telefon, el este ales. Bă, știi ce? Pe păi și unde Putin, în toată chestia asta? Băi, râdem de prostia e. noastră, dar, dar atâta sclavagie. A, a ajuns sclabete... cu Dan. Da... O scură de sistem. Când a, a ajuns cu ușor, Dan, să-i alinieze pe indivizii, pe, pe președii candidații aceștia ca la. Nu înțeleg de ce cred ei că ea, lumea va vota ce zice Nicuș. Poate, va vota ceea cu Nicușor da. Bă, nu, nu văd logica. Nicolae, uh, Ionel Ciucă, Ionel Nicolae Ciucă, bă, un om la care țin că e Oltean de al meu, care, aceeași copilărie, pă păi, nu înțeleg, deci nu înțeleg cum a putut, deci cum poate să se dea pe mâna lui Nicușor Dan. Deci toată tema viitoarei campanii va fi despre. Deci uh, televiziunile Bucure. vor discuta această chestie, iar la ciorogârla, unde lumea se va întreba, bă, dar cu cine votează nu. Dar nu înțeleg de ce nu e pe afișe. Deci, da, oare... da, ar fi trebuit pus și el pe Dar uite, acolo. în campania electorală eu vă sugerez, domnule Ciucă, să vă puneți pe afiș cu Dan, Ca și doamna Lasconi, ca și domnul Ciolacu, ca și domnul Orban. Nu mai contează cu cine votează oamenii, dar de asta trebuie să fiți lângă Nicușorda pentru că îl susțineți. Um, acum. Dar totuși, America nu poate să trimită uh, pe ceva, așa un vultur din el, așa să aibă în, în piept scris USA. Eu am pălărie, am tricouri am toate. ale americane și țin cu America. Dar când zic, zic pe față. Bă, dar de, de ce așa șobolănește? De ce trimite uh, hegemonul șobolan De ce Fuc nu spune, poate. domne ăsta este decizia CIA-ului, decizia Pentagonului? Decizia FBI-ului. Dom'le, cum era pe vremuri? Până în 69, mi-a povestit Giubara, erau erau um, CIA-ul avea prăvălii în Europa. Și scria, când te băgai într-o prăvălie, vrei să fii bine cu americanii, intrai în prăvălia deci, cia -ului. Uite, eu, cetățeanul genul mă duc la vot. Cum uh, să mă duc. Habana, mă duc? Mă duc la vot. Când mă duc eu așa la vot, primesc un buletin pentru alegerea președintelui României pe data de 24 și un alt buletin, cei care locuiesc în București, doriți să fie toți banii la mine și o să dau toate autorizațiile, el fiind Dumnezeul Nicușordan. Șordan. Și atunci o să întreb, unde e Nicușordan Pe buletin, că noi? i Adică, tu îți dai seama, nu mai contează ce se ateu, nu mai contează apărarea. Ia uite, frate, aici, ia uite, ia uite, -o. uite pe asta o să o susțină public. Iar domnul Ciucu o să, a, o să stă așa, știi? nu înțeleg logica. în loc să-i fi dat peste bot când se era cazul, l-au chemat la congres, l-au i-a plăcut. Dar i spus, vino și înscrie-te în PNL. Da, deci de ce ori i-au -or spus? Hai, păi mă, și de ce nu se înscrie? Păi de ce e fraier? dacă PNL-ul se aliniază la picioarele lui. Adică, bă, Iohannis, biet copil față de Dinu dar... Deci tu ți dai seama, uite-te bine la viitorul președinte al României, în 2028. Deci dacă el a putut... 29. 29. Dacă el a putut să alinieze toată conducerea partidelor și toți candidații de președinție, făcând așa, la mine, vreau referendum domnul dar am înțeles. Referendum să se De alea 20 de probleme tehnice, uite-te, în loc să vorbim de problemele tehnice, uite-te, are sex să pile Elena la Sony. Uite, se vede, e ca Are, are ceva prestanță. Nu știu. Că nu greșește, că nu vorbește despre Turcia și... Poate pe gusturile tale. Eu m dacă aș vedea așa poziția aia, aș fugi. Cine e muma pădurii? Iau. ia și Deci 6 miliarde pentru pălăria lui Nicușor Dan sunt prea puțin lei. Nu, o să voteze bucureștenii acum. Asta e clar. Că totul, normal. Ne vom împotrivi. Am spus, o să ajungem că bătrânii ăia din balcon, numai noi vom fi împotrivă. Da, tot așa seama. Tu îți dai seama că, bă, Marius, nu-i de joacă. Nu-i de joacă. Să te împotrivești lui Nicușor nu. E de act de mare curaj. De dacă cu Ciucă... Bă, eu am crezut că Ciolacu astăzi răspunde, domnule, să analizăm-o, să vedem ce... Nu, domne. Cum a sunat telefonul și s-a ordonat așa... Mi-e frică că, ieșim din podcast și este Gestapo, o primăriei. capitale e în față, nu mai putem trece. Duh, e Nicușo... sunteți să potriva lui Nicu Jordan. Ai greșit, jos e Nicușor pe buldozer deja. Da. E pe buldozer. Bă, mai să organizăm rezistența, Bă, deci, legeam... mai putem. Îl chem pe Varușan Vosganian vineri și propun să organizăm rezistența civilă. Cât mai suntem, cât... Că pentru el garantez Bă, că mașina e civil... mea o mai fi acolo. <laughs> Ăștia, Ui, norocul nostru că nu suntem în direct. Uite, are și miliție. Bă, da, bine, să, să nu pui în <laughs> direct, să nu pui în că ăsta vine și ne ia cu buldozul în mașină. Da. Deci, zice, da, face referendum. Vișan a vorbit contra puterii. Da. Ești vinovat. Ai văzut cum a fost cu șoșoacă. Și dă un edic de ăsta de primar general și ce dacă nu suntem de acord, fac referendum. Bă, eu, eu, propun lui Doru să scoate... sigla uh, de pe afară de pe stradă că măcar să fim aici în clandestinitate. Băi, nasul. Băi, Marius, nu te juca, deci a apărut, uh, cum să spun, uh, uriașul politic, uriașul politic al României, domnul președinte și tu îți să mă cert eu cu el, să mă pun rău cu... Dânsul. Păi și atunci mai are curajul să candideze în 2029? Unde să candideze? <laughs> și nu mai candidează nimeni, decât cu jertfără, s-a închis. Cred că deci a eu, aruncat prostopul de acum. e deja aruncat și tăvălit. <laughs> Închis subiectul, Mariu. Bă, mai mergeți la alegeri? Nu, nu, nu. Eu v-am spus de la început că eu la alegerile prezidențiale nu particip pentru că eu vreau monarhie. Mă jurați voi acolo cât e, dar în monarhie. Nu, da, dar, uh, nu uh, alegerile acestea sunt despre domnul Nicușor Dan și e foarte important să vorbim despre dânsul. Dânsul este o persoană foarte importantă. Dovadă că toate partidele mari s-au aliniat în spatele domnului Nicușor Dan și doresc succesul. Îți dai seama, aia de prin țară, că o să vadă și ei la televizor și o să când se ducă, după aia să boteze la președinție, dar ce un pe care l-am văzut la televizor, că uh, dânsul unde e pe buletinul de vot. Și păi să că... îi se dea toată puterea. A, avizele alea, sau cum se, certificatele alea, să fie pentru toată țara. Să treacă pe la el. A, uite, asta e, o idee, asta e întrebarea pe care să o pună și -o la... Toate primăriile din România trebuie să primească aviz de la Nicușor. Dan. uite, o idee bună. Da, Asta, domnul Cioracu, să -ți... păi da, pentru că nu poate hegemonul în splendoarea vulturului să dea el, să stea acolo să-i scălească. Nu, să treacă totul pe la Nicușor Dan. Și apropo de prietenii mei din ambasada Franței, s-au chinuit 14 zile să-i dea o invitație ca asta obiceiul. De la căderea Bastilii, scrisoarea în mână. Și nu au fost 14 zile, două săptămâni nu au fost în primărie. Ce ne facem? Toată România să fie încolonată, el să dea avizele. Mm, și în viitor, când noi o să fim oale și ulcele, el să dea pașaportul de respirație. Și tot el, Nicușor Dan, are 5 de ani, a asistat bine de hegemon, poate duce până la 90. Deci eu, 40 de ani de glorie. Eu Ce stau... Fain va fi fain nu, hai să vă el. spun, eu stau la bloc. Și stau într-un cartier al acestui municipiu, și acolo există niște pomi. Eu parchez mașina și crengile, crengile, provezi, mașinile cad pe pomi și așa mai departe. De trei ani de zile este cererea la primăria capitală să se poată toareta pomii. Și tu nu pe domnul Nicușor, da, nu-l interesează. Adică primăria de sector nu are voie, ci trebuie să fie avizul de la domnul Nicușor, Dan. Păi dacă uh, comisia de mediu e la... Da, și nu, domnul Nicușor, Dan nu dă avize, deci -a mașina a făcută ferferiță deasupra, de la crengile de la pomi, nici nu pot să-l pocreangă, că vine poliția în Nicușor, Dan și vine Nicușor cu buldozerul, deci poate mai mulți de ăștia Deci are... trecem mai la subiectul. Ai văzut că era unul mitu, mitu, și ăla mi, mic, 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 mic e, ăla mi mi, 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 nu știu cum e Ăsta e o Dan când vrei să rupe o creangă de aia o să-l vezi cu burdozerul lângă tine la pușcărie uh, eu sunt Deci referitor la capitularea lui Daniel Băluță uh, astăzi am aflat că domnul Marcel Ciolacu a cerut încheierea ostilităților și deschiderea dialogului și uh, domnul Daniel Băluță după ce a retras oștile și răniții de pe front zice, citez, salut, deschiderea către dialog, anunțată de către domnul primar general Nicușor Dan. Deci, iată și un edil care se încolonează, care vine în întâmpinarea mesajelor publice pe care le-am transmis în toată această perioadă legată de procedura de autorizare a lucrărilor atât de necesare pentru punerea în siguranță a planșeului pe sărul Dâmbovița din zona Pieței Unirii. În timp ce noi vorbim, vă rog să puneți pe tot ecranul finalul editorialului lui Cornel Nistorescu de astăzi din cotidianul. Vom continua implementarea acestor etape în conformitate cu modalitatea aleasă de primarul general pentru finalizarea acestui proces. Deci să trăiți! Deci eu ți-am spus că totul este despre Nicușor, da? Totul. Absolut da, totul da, este da, despre da. cu da. Și ăsta cine zice textul ăsta? Daniel Băluță. Ah, s-a încolonat. Ordin, nu se execută, nu se discută, s-a încoronat și uh, e foarte bucuros că domnul Nicușor Dan l-a băgat în uh, seamă și că în acest moment o să... Avem uh, sau nu l avem? Uh, nu? Păi de mine. Da. Deci pe cotidianu.ro uh, Nu, va, vi l-am trimis și uh, inclusiv uh, uh, subliniat, jos. Dați uh, mare pe tot ecranul, asta e. Și jos aici. Uh, S-au străduit să preia controlul asupra pieței Unirii și-au reușit să facă din Nicușor Dan principalul exponent al op opoziției. Au ratat și bomba cu dosarul de securist, au pierdut și alegerile pentru primăria capitalei și-au plecat cu coada între picioare dintr-o dispută în care Mutulică a jucat de unul singur. Asta de. e finalul? i a făcut pe toți. Ia terminat Cornel? Nu, Cornel, Cornel este o scoare de dreptate aici. le-a notat muci cravată Nicușor Dan tuturor, uite acolo cu mâine în buzunar și cu buldozerul. Singurii care au țipat pe acolo cu buldozerul am fost noi și se vede treaba că nu suntem de foarte mare succes. Mai e bine nu... că totuși nu se dau lovituri de stat. Totuși e democratic. Păi, pare că suntem într-o lovitură de stat în care domnul Nicușor Dan preia toată puterea în România și nu, nu înțeleg, deci, nu, nu înțeleg, ok, astea sunt niște chestiuni aici, interne, băluță, în fine, nu știu atunci dacă e atât de bucuros că s-a retras de ce a mai ieșit. Că înțeleg că putea să ducă la Nicușor Dan să stea două săptămâni în fața biroului, până la urmă domnul Nicușor Dan... Cu Augusta, Augusta. Păi dar scrie în editorial aici Cornel Nistorescu că, că el și-a slobozit o hârtie și s-a prezentat în fața poporului păi că da, el, el o dispus. Da, deci el s-a dus cu hârtia făcută de el și a zis, eu am dispus. Și m-a certat pe mine Costel, Cornel Nistorescu că am zis pe un post de trebine mă piși pe hârtia lui. Știi? Adică el singur își dispune. Uh, și a zis că noi suntem turbați. Nu, Cornele? Eu am intuit atunci când am spus lucrul ăsta Că s-a încheiat blocul da? Și anume că Nicușor Dan Și-a semnat propria hârtie Și cu propria hârtie semnată de de uh, Până acum Totuși n-a preluat toată puterea în România Dar astăzi a preluat toată puterea Absolut. Absolut. Totul de acum înainte Va fi despre domnul Nicușor Dan Care este Dacă vreți Clou Acestor alege. Dar încă, dacă nu se poate schimba pe buletinul de vot că legea uh, nu poate și Comisia de la Veneția va fi nervoasă și așa mai departe, totuși niște mascote cu Nicușor Dan se pot da, viitorul președinte după ce va fi uh, ales și uh, așa care ar fi el, probabil va spune, domnule pentru binele țării, eu îmi dau demisia și mai facem un tur de alegeri pentru da, domnul Nicușor Da, și să vină Nicușor pe, pe, pe turnantă bine, mai repede. Să vină domnul Nicușor Dan, că nu are răbdare până în 2029 și... Da, da, de, da, deci da. ne uităm cu toții... Mai ales că e... începe reconstrucția um, ucrainei și aici BlackRock... E nevoie, top, black e nevoie rock, de, că de, că de domnul Nicușor, da. Nu pot să stea de vorbă cu tot parlamentul. Bă, voi înțelegeți că acele companii uh, care țin Wall Street uh, Wall Street, nu Journal publicația, Wall Street-ul, uh, sunt niște greuceni. Aia nu-și permit, n-au timp să stea de vorbă cu prim ministri cu ministrii de dezvoltare și cu nu știu ce. Lor le trebuie o, o sculă. Dragii mei, de, care ce, se de ce, noi, de, ce suntem noi, de ce suntem noi de ce sunt eu revoltat și văd că și Marius? Hai Dacă vine că... Kelemen Hunor, vine și zice ce zice. Pentru că în acest moment se deturnează scopul alegerilor uh, prezidențiale. Uh, scopul alegerilor prezidențiale din acest moment de astăzi va fi despre Nicu Șordan. Și uh, nu despre un alt candidat, nu despre nu despre, despre Nicu Ciucă, despre Ciolac, nu, vor fi despre Nicu Șordan. Și în politică să știți contează. Păi, dar atunci dă-le un sfat. Dacă el va fi. Sfatul uh, e să nu voteze referendum. Va din șahul, va fi șahul, uh, cum să faci să te pui sub mâna lui? Ca să nu, pun... singura lor șansă să scape în picioare Așa. de această poveste este ca și consilierii generali, într-un fel sau altul, să declare da, domne, votăm și să nu voteze. Deci, singura lor șansă în acest moment aceasta este. Dacă nu, dacă nu, toți vor fi copiii de ninja din da? Vom avea alegeri despre Nicușor Dan, nu despre viitorul candidat la funcție de în României. Vom avea alegeri despre Nicușor Dan. De Or... Vezi ce simplu e în democrația de la București? Vedeți ce simplu Cine va spune Nicușor Dan că ăla e președinte, ăla va fi președinte. Da, pe -aia e clar. Asta spun. domne, cum faci? Eu cred că voi lucra la un manual cum să intri sub mâna Sahinșahului ca să pună mâna pe cap și să transmită gușterilor um, din sistem ăia cu uh, Nino Nino și cu securitatea și care um, deci mie vine să numără plâng. voturile românilor. Știți că nu se mai numără voturile la PNL de câțiva ani? Păi de ce? Că sts ul e, e penalist. mi vine să plâng, adică nu, îmi dau cu părerea în podcastul ăsta de 3 luni de zile, de 4 luni de zile, de 5 luni de zile, nu mai, mai știu de când vorbim despre viitorii. Uite-te și tu la el, frate, ce Deci, Kelemen Hunor este omul cel mai lucid dintre candidații la președinție. El a mărturisit aseară într-un interviu la Europa FM că în timp ce era vicepriministru, prin vicepriministru, a contrasemnat o oug ul de reabilitare a planșorului de pe râul Dâmbovița în care se explica foarte clar în expunerea de motive de ce e urgență și că pot să moară oameni din nimic. Premier atunci era Nicolae Ciucă. De ce liderul PNL îi suflă azi lui Nicușor Dan în pupă? Ne-am întrebat de 30 de minute, nu reușim nu să ne. Nu știm. Nu știm, nu, știm. nu. Nu îi suflă în pupă, îi suflă în altă parte. În dudă. În dudă. Da, 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 dacă el uh, va fi Nicușor, uh, Ni Nicu, va fi sub Nicușor și Nicușor zice, pune uh, mâna și el va fi ales. Nu îți dai seama când se va duce Nicușor, Dan la Cotroceni dacă e Nicuciu că sau ceva acolo. Va dispune, va până. veni cu urtia scrisă. Păi Mi-am dat o dispoziție de primar, acum eu sunt președinte, nu știu. da, ce da, anul da anul pe eu. dispoziție. Da, este, dragii mei, acest joc ciudat în care PNL-ul a ținut să demonstreze neapărat că el este împotriva PSD-ului și în care PSD-ul a ținut neapărat să demonstreze că el este partid european, ni l-a adus moț. Da? Acum se înțelege de ce a făcut blatul Marcel Ciolacu cu piedone, să nu iasă Gabriela Firea, pentru că așa a avut Madame Kovalec, care a fost de trei ori în, în, iarna acestui an, a fost de trei ori la primul ministru. Nu s-a dus acolo să bea ceaiul cu el. Nu, s-a dus și a spus, -a dispus. Da, păi cum erau și ele altul. Păi care a fost ambasador înainte nu s-a dus înapoi să facă pe avocatul pe New York. Și așa era incapabil și cifre de afaceri mici. Stă prin stăjarea aici și face trafic de influență. Fraților, ajutați-ne voi. Spuneți-ne voi că noi nu știm de ce oamenii ăștia toți s-au încolonat în spatele Nicușor, dar nu ne ce capul. Are ăsta 400.000 de voturi? nu are 400.000 de voturi. Uh, au primit toți ordini, s-au îmbătat. Ce s-a întâmplat? Domnule Ciucă, domnule Ciolacu, mai este votul de luni. Consilierii în general, să zică avem o greață. M aveți o șansă. Să știți că lumea râde. Râde rău. V-ați aliniat în spatele lui Nicușor Dan. Veți avea alegeri prezidențiale despre Nicușor Dan. Uitați-vă la mine ce vă spun. Deci Nicușor Dan, dacă a reușit să vă întoarcă în trei zile, în 4 zile, să o facă așa, uite așa, până la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan pune mâna pe președinte și la e președinte. președinte. Dar pune mâna probabil pe Lasconi. Nu pe la dumneavoastră domnul Ciucă deci uitați-vă bine ce faceți uitați-vă bine pe cine ne aduceți pe cap domnul Ciucă și domnul Ciolacu aveți consiliere acolo, spuneți public da, doar, apropo domne, de Ciucă și de Ciolacu chiar. de ce s-au certat pe miliardul virgulă 1 pe un miliard 100 de milioane bani alocați prin PNRR care n-ar fi decontați în plata cu numărul 3 din cauza unor jaloane restante nu știu, n-am avut răbdare să văd cum se traduce în limba română aceste jaloane restante? Așa au zis domnul președinte Ciucă. Trebuia să-mi pun acolo un, o steluță. Jaloanele astea se traduc așa. Ai reușit să le traduci? Da, sigur că le-am și scrise. Te rog, toată splendoarea lor. Dar să nu fii prea tehnic. Păi Marius, care, ce cu aceste jaloane? Aceste jaloane negociate de domnul Câțu el era prim-ministru și cu domnul Ghinea, domnul Ghinea, negociat. Șoferul Sandrei Pralong a ajuns, el ne-a făcut PNRR-ul. Da, da. Ele, aceste jaloane se referă la supraimpozitarea micro-întreprinderilor, micro adică la scăderea plafonului de la 400.000 la 85.000, ca micro și restul să intre în pozitare normală, pe de o parte. Adică 16%. Da, iar, adică le omoară pe jumătate dintre ele, pe micro-întreprindere le omoară. Și asta făcut acum până mâine? Da. Ah. Da. Iar, pe de altă parte, se referă la numirile politice pe care și PSD-ul și PNL-ul și cred că mai are și USR-ul ceva pe acolo, aceste numiri sunt făcute la principalele mari companii de stat. De la Gnair, care este la Hidroelectrica. Deci ce zice pe, Când toate aceste numiri, toate aceste concursuri au fost aranjate la Nuclear Electrica, la Rongaz și vin cu explicații, la Compet, la, la CNIR, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, la Oil Terminal, la RATE în Regia Autonomă de Tehnologie pentru Energie Nucleară, dar și la CNAIR, la Ministerul Transporturilor, la CFR, la CFR Călători, la CFR Mars. Așa, Mar, și ce trebuia făcut acolo? Păi ăștia trebuie dați toți afară. Așa. Da, și făcute alte concursuri, doar că asta spune Comisia Europeană, că ei nu sunt de acord cu, au făcut ei concursurile. Și pentru asta ne întaie banii. Um, acum românul când aude cuvântul bani zice uliu, liu, uliu, banii moca, nu sunt moca fraierilor, nu sunt moca. Da? În momentul ăsta guvernanța este preluată de Comisia Europeană. trebuie ordonanța corporatistă Și? sau cum se cheamă ordonanța. Da. Cu... Uh, uite, spun ce se va întâmpla ca să ne înțelegem. Da, aia cu societățile comerciale, adică de, rad de tot. Uh, uh, discutăm în partea uh, Hai să vă spun de cristian. Era șoferul lui Sandra Pralong Mă întâlnesc cu el pe calea Victoriei Aveam uh, uh, SNDP Un ONG 2012-2013 Și le întreb ce faci Păi zice m-am certat cu Sandra Pralong Mi-am făcut ONG-ul meu Și deja am primit de la Brusel 1.500.000 Păi zic bagă-mă pe mine În ONG-ul ăsta A păi nu că trebuie să ai recomandări De unde? De la păduri? Nu știa ce să le păduri de atunci. știa ce securiști. Deci hai să spun ceva. La aceste companii sau au ținut niște concursuri, sunt niște oameni mai buni sau mai puțin buni, dar agreați de apropiați sau de către partide. Comisia Europeană spune așa, viitoarele consilii de administrație și viitorii președinți ai acestor consilii de administrație vor fi stabilite de domnul Nicu Șordan. Nu scrie asta așa ceva, nu bate joc de păi... comisia. Uite-te, uite cât e de drăgălașă. Președinta uh, americană a Europei, uite, uite cât, cum tronează. Așa va tronea și Nicuș Jordan. Da, pentru că în momentul ăsta îi spun așa, dacă ăștia nu vor să-și dea demisia că ciolacul zice să bădați dați-vă demisia, că unii la PNL, alții la PSD, sunt scule, bascule, nairu, toți. Adică toată uh, conducerea tuturor companiilor de stat. Și ăștia Bun, ce se poate face acum să luăm repede miliardul? Nu avem ce să facem decât să facem ca ei să dăm pește afară și să omorâm, nu știu, 200-300 de mii de întreprinderi. Înțeleg că se duc negocieri cu Comisia Europeană, sunt foarte curios cum și în ce fel, dar una peste alta eu cred că nu e, nu e bine. Și dacă Cristi Ghinea nu mai trece pe la guvern pe acolo să le spună, bă, eu am lăsat acolo niște, niște șobărani în PNRR-ul ăla. Bă, no. să le spună. No. Nu, nu va trece nici pe la guvern. Dar el nu. ce face? Are o firmă de consultanță, ia 10.000 da. de euro pe lună. Am înțeles că da. Și ne-a căptușit cu... Ne-am făcut bobuc toți. <laughs> În sondajul Very Field, ce firmă fi asta? Asta e aia care l-a dat pe piedone pe primul loc, înainte lui Nicușor Dan, o firmă de casă a USR-ului, că putem să dăm sondajul pe ecran. Uh, Ciolacul joacă finala cu George Simeon. Așa zice acest sondaj uh, Verifield. Verifield. Așa vor progresiștii. Dar de ce? Vor așa. Pentru că imediat uh, acolo, aproape de ei, este de Elena Lasconi. Pe tot nu. Imediat aici, cioacu, aici. 23%. Da. Imediat aici, aproape, este doamna uh, Lasconi, care, doamnă la Sconi, vezi că Simion are 19,8, doamna la are 17,1, se și vede în turul al doilea și atunci îl folosește pe George Simion ca agasament. Pe păi bun și ciucă doar 6,2, dar cum poți să fii atât de ticălos? Ca, așa sunt ei, adică de ce ar fi ciucă mai mult de 6,2? Și mai jos acolo ce e? Ludovic Orban 0,7% Păi, toată dreapta, doamne ia ca să aibă procentura la Sconia, a luat de la Orban și de la Ciucă. Uh, și de unde o mai fi luat? Toată dreapta este Elena la Sconi. Da, deci și... e un sondaj manipulativ de. ca să uh, băieții să se încoarde și să zică mai avem puțin. Băieți, da. hai, uh, pune strupele ăla uh, din văcărești. Uh, bondarii din Băcărești să treacă la acțiune, din groapa Băcărești de acolo, care organo eliptic. Ce e acolo? Vot Parlament. Ia să vedem aici. Partidul Social Democrat. 28,2. Păi dau exact ca pierde anul. Uite, 20... USR-ul 19,5. Ce ți La, A, s-au umflat USR-ul. Aur 22. Păi și de ce au umflat aurul așa? Pica să ia locul. Aha. După aceea se face rocada. USR, aur. A, de a, Partidul Național Liberal a ieșit să și o tras cu toate tunurile. Uite, are 12% a, acest... în a, acest sondaj, am înțeles. Da, după ce a tras cu tunurile, s-a dus și s aliniat în fața lui Nicușor da. Partidul Mișcarea Populară. Păi, dar nu mai există. Ce fac ăștia? Pro-România. Partidul Ecologist. A murit prietenul tău, Dumnezeu, Partidul ordinează. Romanist Social Liberal. Bă, asta, partidul ăsta de televiziune. Are 5 parlamentari Uite, tăresc 0,6%. Hai mă, aruncați calculatorul ăsta de pe ecran să mergem la lucruri mai serioase. Da, chiar e făcut pe colțul Presa occidentală vorbește că Rusia a pus la bătaie 100 de miliarde de euro pentru boicotarea referendumului de aderare la UE a Republicii Moldova. Cât e de real? Cât e de imaginar? Cum se minte? Ce campanie duce uh, Maia Sandu? Dar vă rog frumos, dacă sper că ați uh, salvat uh, documentul cu uh, întâlnirea de luni unde spune clar rolul ambasadei americii spune clar în manifestul uh, civil civil, așa de unde dezbaterea cu toți ăștia e, vi l-am trimis așa și acolo spune clar rolul ambasadei americii Bă. deci România nu mai are niciun rol în referendum, deci unirea lăsată de copostul de decalog pentru generația noastră să faceți unirea, o face Statele Unite. Păi bine așa pentru noi, să lucre alții pentru noi. Nu știu ce să vă alege de țara asta, chiar nu Uite, uite, scrie clar. Opinia spunea în cazul de dată parțin autorul și nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID și al guvernului SUA. USAID e locul prin care cia o dă bani. Deci, și acum să revenim cine organizatorii să la uh, imaginea centrală Europa Liberă, publicațiile online Newsmark, publicațiile care trăiesc eminamente din banii lui Soros Deci sunt alegeri democratice, nu? În, uh, Uite, eu vreau să fiu președinte Da, în Republica sau EU dar e, de Umbria, unde știu aia de 100 de miliarde? M-a apărut în presa occidentală că Rusia, mm. uh, pentru că acum e și referendumul de aderare la Uniunea Europeană și Rusia bagă 100 de miliarde. Tu îți dai seama că pe 100 de miliarde cumperi uh, toate voturile din... Uh, păi nu, dar... 100 de milioane, pardon. A, asta cu 100 de milioane am auzit-o și eu ca să nu facă ea cu Uniunea Europeană, da păi prima dată au fost că sunt 100 de mii de oameni cărora a și plătit voturile și le-a făcut 100 de mii de dosare penale și acum sunt 100 de miliarde care... De milioane, nu am 100, de milioane. 100 de milioane care le bagă Rusia să... Ce să spun? E campanie, Statele Unite sunt de partea lui Maia România și noi suntem de partea mai Sandu, toți au fost acolo și au spus lucrul ăsta. Noi suntem de partea mai Sandu, toată lumea este cu Soros și înainte. Păi nu, știu, ales. nu știu ce va face cine va fi viitorul totuși președinte al României. Am un dubiu 2029 între Nicușor, Dan, că o să fie, fie greu americanilor să hotărască între Nicușor, Dan și Maia Sandu. Știi? Deci vreau să punem un pic imaginea cu șemineul meu, ca să putem să ne gândim în liniște așa măcar 30 de secunde cât uh, e filmarea aia, totuși cine va conduce România uh, din uh, 1 ianuarie Cine 2015? va conduce România? Deci stăm un pic de liniște și să punem pe tot ecranul. Și mineul. i am dat, dat drumul Astăzi astăzi. Este o icoană cu Maica Domnului primită de la mă Micunană înainte de a muri. Un de acolo. Dumnezeu să-l Deci în timpul ăsta de reflexie poate Dumnezeu ne, ne luminează. Să știm. Eu nu vreau să fiu un profet mincinos. Adică nu e prima dată. Are dreptate și Ion Cristoiu. E prima dată că nu știi cine va fi președintele României. Și astăzi a trecut o zi fără să vorbim despre Uh, Mircea Joana. Da, nu, nu s-a încolonat. Știi că în 2035 nu se mai ai voie să folosești lemne. Păi ți-a mai explicat înainte de a intra și de a monta. E în jalon în PNRR. Păi dar zic că am 45 de metri până la poartă de la șemineu. Păi îl tocmesc pe inspector și zic hai să-ți dau, te bag în uh, uh, beci acolo. Am pălincă și de 40 de ani. Stăm acolo și tocmim. Amenda. -am, cine are curajul să vină să-mi spună că n-ai voie cu șemine și să arzi lemnele? Hai mă, să prostii. De aia suntem în România că nu respectăm regulile. Da, domne, voi ăștia care respectați regulile, încolonați-vă, Nicu Jordan. Bă, da, dar de, de ce o, așa pe ocolite? De ce 2029? Hai 2024, hai să facem ceva. da, domne, eu, eu, eu nu știu, eu vreau pe Nicușor președinte rapid, cât se poate de repede, nu... Nu sunt de acord să mai aștept atât de mult, dacă toată lumea s-a încoronat în spatele, scuzați-mă domnul Nicușor Dan, eu sunt perfect de acord ca domnul Nicușor Dan, să se dea o dispensă, să se facă ceva, să poată să candideze. Tu dai că dacă Nicușor Dan candidează acum mai e președinte? Păi și fetele de la Glimboca și uh, corul uh, suflătoarelor de bu din Buciu, știu cine e Nicușor Dan? Dar de ce să nu știe? Sau poate vin astrele și uh, lumina, vin. Odată vine pe toate televiziunile, mai face două mișcări, iese domnul Ciucă și spune dânsul, este domnul Dan, este domnul și spune dânsul, este Dan, iese Lasconia, Nicușor. Mai ales că avem un coeficient foarte bun de pro-americanism în România. Sigur. Și atunci, 60, o să zic că ăsta e candidatul hegemonului. Hegemonul, dragilor, vine din uh, Grecia Antică, din războiul Peloponezului insulele se băteau între ele pentru hegemonie. Atena veșnic, deși nu avea armată serioasă, a vrut să pună pe Sparta. Și au venit Tucidide și au explicat cât de fain a fost războiul persan. Uh, pardon, peloponezian. Războiul persan l-a dus Alexandru cel Mare. Avem 9 minute. Să răsuflăm? Nu, nu. Poate nici nu mai răsuflăm. Nu, dacă ne dă voie, domnul Nicușor da. Nu știu, totul e despre. Ne întoarcem la el. Eu sunt încă sub uh, Imperiul Șocului, cum toți uh, președinții, candidații noștri la funcția de președinte uh, s-au aliniat în spatele lui Nicușor da, care vrea referendum și ei toți sunt de acord cu acest referendum. Despre ce mai vorim, Marius? Mai este ultimul subiect. Uh despre jurnalistul Marius Bug a fost Pro TV condamnat la 2 ani și 8 luni pentru relații sexuale cu un minor instituționalizat. El va fi înscris în Registrul Național Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale. Întrebarea mea era încă de la început ce este acest registru că eu nu știu și dacă frații Tate nu intră și ei în registrul ăsta. Ba, cred că da. Mă Dar ce până... face registrul ăsta? Nu știu, îi ține sub urmărire pe oamenii ăștia. A fost acuzat că între insulinații intime cu doi băieți omul ăsta și ambii minori. Și erau probabil de la casa de copii sau cum se zice acum da. regimul instituționalizat. Da. E, un, e o evidență, așa am înțeles, în care îi iau pe toți ăștia Habar n -am. sincer, să fiu Registrul lui pești. Da. Uh, Dar cum a fost, cât a fost condamnat? Asta e final. A fost curte de apel uh, inițial și asta nu, e... Da. cât a, a luat? 2 ani și o, o lună închisoare cu executare? Da. Bă, deci, uh, doi minori instituționalizați. Asta e legea din România hmm. pentru nu știu ce chestie ei, 20 de ani, știi că... A, să-ți mai spun una, dar nu-l dau numele. Ăsta, tătarul, dacă l-au prins cu găina și cu ouăle, o să ia 10 ani. Ăștia pentru sex cu minori iau 2 ani și bagă în registrul pește prăjit. Ce dai mă? da, distruge o viață unui om, dar îți dau acum ceva citat. Un prieten de-a meu, mare șef la liberali, Uh, dar nu dau numele lui uh, Pentru că am crezut că mănânc telefonul <laughs> Vai de mine. Au zis că uh, pe cum uh, N-are dreptate uh, El se va recunoaște Probabil Dar eu nu îmi permit să-i dau numele Pentru că îl cunosc prea bine și pe tatăl lui uh, așa, Și am avut o dispută De am crezut că Arunc telefonul pe geam așa. Uh, Ce a scris așa Justiția nu trebuie obstrucționată în cazul lui Nelu Tătaru. Dar nici compararea cu șpăgile altora de milioane de euro. Salut decizia conducerii PNL care a decis ridicarea imunității deputatului Nelu Tătaru. Este o decizie justă pentru că nu trebuie făcut niciodată scut împotriva actului de justiție. Și aici sunt tot felul de maimuțe puse. Și nu doar în prag de alegeri. Postul ministru are posibilitatea de a se apăra în fața organelor de cercetare penală sau în instanță dacă este cazul. De asemenea, consider justă retragerea lui de pe lista de candidați a PNL. Au fost numărate, nenumărate cazurile când cei acuzați și-au dovedit nevinovăția, dar politicul nu trebuie să obstrucționeze actul de justiție. Atât l-am întrebat. Dacă când vine gestapo peste tine, că a uitat uh, 100 de lei cineva în vaza ta. Nu te gândit că vine, poate să vină miliția și mai devine. Păi nu peste oamenii cinstiți nu vine miliția. Eu în politică n-am pus mâna și era să de trei ori de către Coldea. Îi transmit așa cu drag. Uh, Nelul Tătaru știi că el se duce dimineața și așteaptă să vină procurorii. La șase dimineața el se duce acolo că i-au închis cabinetul și i-au închis, i-au sigilat cabinetul. Ah, și ele care, babele care erau programate la operație? Păi bănuiesc că și-au luat alt cabinet pe, acolo și se duce la servici, operează, nu știu ce, dar în același timp uh, procurorii nu vin. Nu-i mai interesează. Adică scopul a fost atins. Omul a fost dat afară din partea, adică dat afară, Tânăr, tu nu vezi că ăsta e tânăr, are 40 de ani, șef de uh, filele, când spus, PNL. Când ți-am spus că tema acestor alegeri va fi, și am spus public că tema acestor alegeri va fi lupta anticorupție, lumea Bă, a zis dar că... de 10 ani zic domne, dar gestapo poate să vină și peste oameni încinstiți. Ei nu înțeleg. Nu, pentru că până nu vine peste ei. Până nu vine peste ei. Uh, uite cum rezolvăm noi corupția în România cu domnul Tătaru, cu... Au fost niște întâmplări de ăștia foarte ciudate prin anumite județe. Poate... Dar da și salută, dar pe timpul ce Ceaușescu erau la fel. ălea când se pregăteau toate filialele și toate fabricile din țară salutau congresul al 14-lea. Mi se pare corect. Mie mi se pare corect ce se întâmplă, pentru că tinerii noștri cred în justiția din România și în dreptatea pe care o face. Justiția, în ceea ce privește pe domnul Tătaru, absolut nevinovat. Eu am permis să spun lucrul ăsta. N-am vorbit în viața mea acum, nu-l cunosc, dar după felul cum arată probele respective, sunt mizerabile. Cu toate astea, dacă așa a fost. uite, cu ușur, cred că i-ați trimis pe acolo, Dan. A, pe, dar eu am scris nu știu câte anchete de pildă, el și a decontat din uh, o amendă de mai multe amenzi în Ei, inspectoratul nu, de recinstit. de 87.000 de lei. Uh, eu odată am vrut să am plătit o amendă la ANAF și am vrut să o pun în acte ca și cheltuială. Și au zis uh, contabilă scoate o că asta ți se poate face dosar penal. Cum să face așa ceva? El și-a decontat din banii primăriei și nu i se face dosar penal. Ei, mai are un proces păi care cum trebuie acum nou. Fac, cum nu. Cum s Nu pățește nimic? La înalta curte, în alta curte care e formată din magistrați. Cum că o cheamă pe doamna aia Cova... Cum? Covalec. Ca la dacă a să țin minte, Covalec. e suprema. Dă doamna Covalec un telefon și s-a rezolvat cazul. Deci se rezolvă instantaneu cazul după ce de doamna Covale cu un mic telefon. <laughs> da, astăzi la Sconi, la final, ca să închidem cu ea, spunea că vreau un referendum pentru, fără penal în funcții publice, ea având pe listă pe Voiculescu și pe Clotil, doi penali. Ce să ce ajuns la asta, dar dacă domnul Nicu Șordan s-a dus acolo să băgăm poze, era o conferință de presa. Dar eu am tineri care îmi spun, domne, noi mergem și votăm cu ea care luptă contra corupției. Rapid. Fraților, mai aveți timp luni, dragii noștri conducători, mai aveți și candidați, mai aveți timp luni să îndreptați alinierea de astăzi din spatele lui Nicușor. Da. O seară bună! Să vă dea Dumnezeu lumină și nu uitați să vă abonați pe Hard Talk și pe canalul Marius Ghilezan. Să urmăriți eseurile lui Gelu Vișan de pe pagina lui de Facebook. O seară bună și dați-le lumină conducătorilor noștri! Doamne aștept!